Pe 15 ianuarie, la Muzeul Arta Lemnului din Câmpul Moldovenesc, va avea loc un maraton de desen. În cadrul acestui, autorul Coca Andrei, de 18 ani, va picta de-a lungul a 8 ore live în sala de expoziție. Un maraton de desen va avea loc la Muzeul Arta Lemnului din Câmpul Lung Moldovenesc pe data de 15 ianuarie. În cadrul acestuia, Coca Andrei, autorul de 18 ani al expoziției Matrici și Martiri, va picta live timp de 8 ore. Maratonul de desen reprezintă o nouă experiență artistică în cadrul expoziției Matrici și Martiri. Voi desena timp de 8 ore, dar sper că nu singur. Vor exista bănci, scaune și materiale astfel încât vizitatorii ar putea participa activ, desenând și ei amintiri, traume, idei, etc., ce au în centru sistemul educațional. Activitatea dorește să fie una terapeutică, în cadrul căreia eu și participanții să discutăm și să învățăm să ne exprimăm emoțiile cu ajutorul artelor vizuale. Desenele vor face mai târziu parte din expoziție, spune Coca Andrei.